Bună dimineața! Ne aflăm la Fundația Ilfoveanu Badea și mulțumim patronilor pentru găzduire. Într-o asemenea atmosferă să prezinți programul TAFEST 2020 este o onoare. La 11:30, ca de obicei, piesă pentru copii. O întâmplare cu un câine la miezul nopții, regia Cătălin Spârloagă, trupa de teatru Prota din Panciu. Este o trupă de teatru de liceeni, care prezintă teatru pentru liceeni, pentru copii. Anul acesta ar fi trebuit să aibă un festival al teatrelor de liceu și nu s-a putut ține, iar TAFEST 2020 a invitat acest spectacol din vari motive, dar unul, vi spun sincer, ne crește în viitorul. Așa, spectacolul despre încredere și dragoste, provocări și reușite. La ora 15, parada, regia Cosmin Crețu, teatru Tudor Vianu din Giurgiu, povestea unui rus tradiționalist ajuns la Amsterdam în mijlocul unei parade neobișnuite, se nasc o serie de încurcături comice. La ora 17, Der Spieler, jucătorul Dostoevski, regia lui Zino J. Jung, teatrul Pygmalion, Austria. Zino J. Jung este un mare regizor român. Acum câțiva ani, cu Castelul lui Kafka, am luat premiul de interpretare, trupa noastră, trupa Teatrului Notara, la Viena, un festival din octombrie, unde se decernează un singur premiu. Sunt 100 de jurați, nu discută între ei, depun un bilețel la final. Trupa teatrului nostru a câștigat Marele Premiu al Vienei. Mulțumim ținut cei bun, pentru că suntem onorați să te avem aici. Face parte dintre primele 100 de personalități ale Vienei. Cu siguranță va monta și pe scena teatrului Davina din Pitești. Așa, spectacolul prezintă jucătorul o situație delicată în legătură cu deciziile unui om prins în jocurile de noroc. La păcălere, astăzi mai bine. La ora 19, un spectacol eveniment, nu pentru faptul că sunt și eu, mi-am adus și eu contribuție acolo, dar trupa care îl prezintă este Light Wave Sierra Company. Poate cea mai importantă, spun eu, la ora actuală, trupă de teatru de păpuși. A ajuns în finală la Românii Au Talent, printr-un golden buzz pe care l-am oferit. A ajuns anul acesta, în fazele finale, la American Got Talent, unde a smuls lacrimi. Sunt eu, Anabel, regia Cristina Andreea Ion, Light Wave Theatre Company, București. La ora 21, moștenire. Regia Ingrid Bonța, Teatrul Cochet, București. O piesă despre instinct, body, slăbiciune. O piesă, o mare actriță, Olga Delia Matezu. Dacă tot e ziua invitațiilor, am să-i invit și pe Olga Delia Matezu să joace la scena Teatrului din Pitești. De fapt, eu zi invitațiilor. E foarte bine așa. La mulți ani, rămas de ieri de 1 decembrie, la mulți ani și astăzi, la mulți ani în fiecare zi.